Participanții la o conferință tripartită cu genericul Muncă decentă, obiectivul comun al partenerilor sociali au discutat despre situația din Republica Moldova privind respectarea principiilor și normelor de muncă decentă. Conferința a fost organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente, marcată anuală 7 octombrie. Lumea trebuie să cunoască în primul rând drepturile salariaților, pentru că cei care sunt membri de sindicat, noi considerăm prin contractele colective de muncă, cunosc mai bine și sunt protejați. Noi avem la nivel de 60% încheiat de contract colective de muncă. Dar dacă nu cunoști drepturile, nu le ai. Asta este problema principală. Trebuie să fie negociat un salariu decent la nivel de unitate economică și la nivel de branșă și codul muncii prevede varianta aceasta și inițiativa aparține sindicatelor. Asta este problema care noi permanent abordăm și considerăm că trebuie să fie luată în vedere. Sindicatele trebuie să inițieze negocierile la toate nivelurile. Potrivit lui Oleg Buță, președintele Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova, în țara noastră situația la capitolul muncă decentă lasă mult de dorit. În opinia sa, până în prezent, Moldova rămâne fi țara cu cel mai mic salariu din Europa, dar și din țările CSI, iar această situație conduce la reducerea nivelului de calificare și a interesului față de activitate. Sindicaliștii s-au mai iertat îngrijorați de problema muncii la negru, care continuă să ia la amploare, de restanțele la plată salariilor în unele întreprinderi din sectorul real, care la 1 august 2012 depășeau 136 milioane de lei, dar și de situația pe piața forței de muncă. Guvernul de comun cu partenerii sociali, Confederația Națională a Sindicatelor și cu Confederația Națională a Patronatelor depunem eforturi pentru a îmbunătăți pe acest segment problemele pe care le avem. În anul trecut, guvernul a aprobat un plan de măsuri privind combaterea muncii la negru și achitarea salariilor în plic. Nu vreau să vă spun că ne reușește pe deplin să combatem acest fenomen, însă prin efortul comun al partenerilor sociali, cred că vom reuși. Au fost înăsprite foarte esențial sancțiunile față de angajatorii care admit nerespectarea legislației muncii față de copii, față de tineri, până la 18 ani, fiindcă asta este o crimă, aș spune, față de acești copii, fiindcă sunt cazuri când nu se creează condițiile de muncă, nu sunt încheiate contracte de muncă, sunt traumatisme, stau chiar decese în rândul copiilor. În rest, ceea ce ține de legislația muncii, securitatea și sănătatea în muncă, nechitarea salariilor, deci practic contravențiile administrative au fost dublate. Participanții la conferință au adoptat și o rezoluție prin care fac apel către cetățeni și partenerii sociali să contribuie mai activ la promovarea și implementarea obiectivelor programului de țară privind munca decentă pentru anii 2012-2015.